E lună nouă și e bine să ne punem o dorință și să o ajutăm să crească, să se împlinească și să fim stăpâni pe situație. Vibrația zilei este 8 și să fim ceva mai cumpătați cu banii. Berbec. O să vă bucurați de un nou început și viața voastră o să prindă culoare. Vă așezați la casa voastră sau vă apucați de un job nou sau de o școală și se anunță succes. Taur. Încă mai sunt resurse interioare neexplorate și o să le identificați ca să le puteți accesa. O să dați drumul unor afaceri din care să scoateți profit. Gemeni. Apar schimbări și o să reușiți să țineți pasul cu ele, că e în interesul vostru să atingeți și un alt standard de viață pe lângă cariera. Rac. Vă pregătiți de drum, poate fi atât în interes de serviciu, cât și personal. Ba chiar le puteți combina pe cele două și să fie cu folos. Leu. Se poate să definitivați o situație, să căpătați o funcție, să deveniți proprietar dacă vă luați o casă, ori să acceptați un job în alt oraș, poate fi și în altă țară. Fecioară. Poate vi se aprobă acel credit financiar care v-ar salva dintr-o încurcătură financiară și o să vă luați o mașină sau altceva de care aveți mare nevoie. Poate aveți taxe școlare de achitat. Balanță. Se poate să bateți palma pentru un contract care v-ar aduce mulți bani în cont și ar fi o muncă de care să fiți încântați că vi se potrivește mănușă. Scorpion. O să vă dați tot interesul să țineți pasul cu ce vi se cere la serviciu, ca să rămâneți pe lista de promovare și să căpătați și voi un titlu. Săgetător. Se poate să apară cineva care voia de multă vreme să vă întâlnească și o să existe un potențial de relație pe care să-l exploatați. Capricorn. Poate faceți comandă de lucruri utile pentru confortul casnic și o să vă străduiți să vă încadrați cât de cât într-un buget, să nu vă dezechilibrați financiar. Vărsător. Se pare că o să tot cheltuiți bani, poate vă repatriați, poate vă reparați casa ori mașina. Dacă nu cumva, o să vă luați altele noi, că poate pentru asta ați strâns bani. Pești. Se conturează un contract avantajos pe termen lung și care să vă aducă stabilitate în plan financiar, dar se cere și multă muncă și efort din partea voastră.